Floriana este într-un cabinet medical, discutăm despre somnul de frumusețe, oricând s-ar executa el, dacă e polifazic sau nu, dacă e între 11 și 1, ziceau niște specialiști că ăla este somnul cel mai puternic, veghea se instalează mai apoi, dacă o fi ăla de prânz, de noi zicem popular boala porcului, adică după ce mănânci te întinzi un pic, vedem și aflăm amănunte de la specialiști despre somn. Neața, Flori. Bună dimineața, Răzvan, bine v-am găsit. Aflăm totul astăzi despre somnul de frumusețe de la doamna dr. Viviana Iordache. Bună dimineața! Bună dimineața! Mit sau realitate? Există somnul de frumusețe? Există somnul de frumusețe în sensul că în timpul somnului mușchii se relaxează, pielea se distinde, circulația funcționează mai bine, iar capul stă în poziție orizontală. Deci pentru persoanele care au tendința, de exemplu, să facă cearcăne, lucrurile vor evolua mai târziu. Dar nu există somnul de frumusețe ca orar, în sensul că bunica mea considera somnul de frumusețe somnul de după masa de prânz. Și nu există acest somn de după masa de prânz? Nu există acest somn, dar există un număr minim de ore de somn pentru ca lucrurile să meargă mai bine în tot organismul, nu numai din punct de vedere al frumuseții, și mai ales există dormitul pentruneric. Pentru că noi avem în creier o glandă care se numește epifiză și care ține bioritmul. Persoanele care se culcă foarte târziu nu respectă acest bioritm și atunci pe problemele lor circulatorii și musculare se vor transforma în riduri de expresie, se vor transforma în cearcăne sau uneori chiar în pungi sub ochi. Dacă dormim după amiaza, nu știu, 30-40 de minute, ne ajută? Este complet irelevant. Ideea este că orice relaxare ne ajută și mai ales cei care, să spunem, sunt pretratați. Deci persoanele care au deja tratamente făcute cu toxină botulinică, dacă dorm mai multe ore sau dacă stau relaxați, de fapt, mai multe ore, vor avea rezultate pe termen mai lung. Suntem mai puțin stresați dacă facem acest somn de frumusețe? Suntem mai puțin stresați dacă ne relaxăm. Ca această relaxare se petrece sub formă de unde de somn adevărate, adică creierul chiar doarme, sau dacă facem o pauză în care facem o activitate plăcută, un hobby sau o pauză pur și simplu de la activitățile stresante, neîndoielnic este foarte benefic pentru frumusețe. Însă, recomand pacienților care nu pot să facă întuneric perfect în cameră, dacă au ocazia să doarmă, să spunem, și peste zi, să facă acest lucru în întuneric, deci cu jaluzele, cu perdele opace. Mulțumim mult de tot pentru aceste informații. Răzvan, deocamdată atât de aici, mă întâlnesc la voi. Erai foarte serioasă, Floriana, am crezut că discutăm despre neurochirurgie, că eram așa, da, iată, vorbim despre somn. Și că se întâmplă un fenomen foarte interesant, pentru că ne uităm veșnic la niște ecrane, că e televizor, că e laptop, că e tabletă, că e telefon. Corpul tău, creierul tău, nu mai știe dacă e zi sau noapte. Și după e secretă melatonină. Și dacă nu secretă melatonină, stai și te uiți ca prost, tot tavar așa, și nu te ia somn. Și după aia te duci și e melatonină sintetică, e zic că e naturală, dar e sintetică. Și îți dă un shutdown din ăla de rămână o ploapă așa și e indicat să nu conduci la vreo 5 ore după ce iei. Știți povestea mea, aveam două tuburi de pastiluțe, într-una era niște beuri sau ceva de genul ăsta și în aia era altă care era la fel, doar scrisul diferea, era o melatonină. Și m-am dus spre Timișoara și am zis, bă, să iau să fiu ager, B12 îți dă stare de-asta de veche. Și am luat din greșeală melatonină și m-a luat un somn pe la benzinerie pe aici până spre Pitești. Am tras pe dreapta să mă odihnesc niță. Eram moale așa, vedeam pățărele, eram ceva de speriat.